mândrim cu ei. Doi pompieri mehedințeni au reprezentat cu succes țara la competiția ce s-a desfășurat în perioada 8-18 august 2019 în China. Cei doi s-au întors cu 9 medalii, 6 câștigate la probele de not și 3 la disciplina atletism. Doamna Maior Brebu Lavinia și domnul Maior Bratu Adrian, care, după cum bine știți, au participat la campionatul, la Jocurile Mondiale din China, unde s-au întâlnit cei mai buni polițiști și pompieri din toată lumea, de circa 80 de țări, în jur de 10.000 de cadre. Și iată că și din județul nostru mic avem reprezentanți de seamă cu rezultate deosebite. Cei doi maiori din cadrul detașamentului Drobeta al ISU Mehedinți au reușit să se remarce la două dintre discipline, în not și atletism. Pentru mine anul acesta este pentru a șasea oară când particip la această competiție, a șasea ediție, din cele 18 de când se organizează acest campionat, Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor. Ca și în anii trecuți și la ediție precedente, am venit cu 6 medalii, din păcate anul acesta niciuna de aur, atâta s-a putut. A fost un an greu pentru mine, din motive personale, dar mă bucur că din cele 7 probe la care am participat la înot, am reușit la 6 să vin pe podium și să mă întrec cu foste sportive de performanță, unele dintre ele chiar din alte țări încă practică notul de performanță, ceea ce este o diferență majoră între mine și ele. La mea este cea de-a doua ediție la care particip. Cred că este cea mai numeroasă ca număr de participanți, peste 10.000 de participanți, 79 de țări care s-au întrecut la 61 de discipline sportive. Eu am participat la disciplina atletism, am participat la 3 probe, 100 de metri, 200 de metri și 400 de metri plat. Am reușit la toate cele 3 probe să iau medalie, 2 de argint la 100 de metri și la 200 de metri și una de bronz la 400 de metri. Perseverența, determinarea și spiritul competitiv al celor doi pompieri le-au adus și de această dată rezultate deosebite, oferindu-le motivația de a continua să lupte pentru a-și îndeplini visurile, bucurându-se de resursele care le dau forța să rămână de fiecare dată în top. În acest sens și colectivul Tele2 îi felicită pentru rezultatele obținute.